Haideți să vedem acum câteva aplicații. Prima aplicație, problema numărul 1, efectuați. Primul subpunct, avem minus 3 pe 5 la puterea 3-a, ori minus 3 pe 5 la puterea 4-a, totul la puterea 2-a, împărțit cu minus 3 pe 5 la puterea 6-a, totul la puterea 2-a. În paranteza rotundă, observăm că avem aceeași bază, minus 3 pe 5 și iarăși minus 3 pe 5, faptul că avem înmulțire între ele,